Potrivit tradiției, instituțiile românești din Ghiula, Ungaria și cei care își desfășoară activitatea aici au fost binecuvântați prin stropire cu aghiasmă mare. La fel ca în anii trecuți, preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, însoțit de clericii centrului eparhial, a mers la aceste instituții. Au fost binecuvântate sediile Consulatului General al României, la Ghiula, grădinița românească unde participă la programele educative un număr de 100 de copii, Școala Generală. Căminul de elevi și liceul românesc Nicolae Bălcescu, unde învață un număr de aproximativ 450 de elevi, sub îndrumarea 46 de cadre didactice permanente și personal auxiliar. De asemenea, ierarhul a binecuvântat și Muzeul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, autoguvernarea pe țara românilor din Ungaria, Uniunea Culturală a Românilor din această țară, sediul săptămânalului Foaia Românească, precum și sediul săptămânalului Cronica. Binecuvântarea adusă de praznicul Boboteze și de Aghiasma cea Mare este un lucru sfânt așteptat cu atâta nădejde de bucurie și deschidere sufletească de creștinii din toate locurile și de pretutindeni. În anul acesta, cu atât mai mult ne-am bucurat că ne-a ajutat Bunul Dumnezeu să putem trece pe la instituțiile românești, în primul rând cele educative, grădinița, Școala Generală Românească, Liceul Nicolae Bălcescu din Jula, dar și la celelalte instituții ale românilor din Ungaria și să aducem această binecuvântare a ghesmei mai mari. Am văzut multă bucurie și multă deschidere și dorință din partea tuturor de a primi ajutor și binecuvântare din partea Bunului Dumnezeu, care, bineînțeles, să ne curățească sufletele și trupurile tuturor, să ne ferească de boli, să ne vindece și să ne dăruiască luminare sufletelor noastre și întărire și încurajare în îndeplinirea tuturor lucrărilor și activităților pe care fiecare dintre noi le are de îndeplinit spre binele acestei comunități și spre slavă. Dumnezeu. Cu multă bucurie l-am primit astăzi la sediul Consulatul General al României la Ghiula și la reședința noastră pe preasfințitul Episcop Siloan, întâi Episcopiei Ortodoxe Române a Ungariei. Ne bucurăm foarte mult că și în aceste părți tradiția sfințirii caselor de bobotează se păstrează cu sfințenie. Noi, alături de comunitatea istorică românească din Ungaria, încercăm să permanentizăm aceste obiceiuri ancestrale care fac parte din însăși ființa neamului românesc. Suntem aici la Liceul Școala Generală și Căminul de Elie. Nicolae Bălcescu din orașul Giula, într-o zi deosebită, fiindcă preasfințitul episcop Siluan, întâmpinat de un sobor de preoți, a venit aici la instituția noastră să sfințească locul și oamenii prezenți, ca și în fiecare an, de mai mult de un deceniu. De asemenea, la fel ca și în anii trecuți, tot în această perioadă, înainte și după Bobotează, credincioșii ortodoxi români din Ghiula și din celelalte localități și parohii ale Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria au primit vizita pastorală a preoților.